Școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană ar putea fi închise dacă autoritățile de pe ambele maluri ale Nistrului nu vor ajunge la un acord înainte de începerea anului școlar. Concluzia îi aparține înaltului comisar al OSCE pentru minorități naționale, Astrid Tors, aflată într-o vizită de două zile la Chișinău și la Tiraspol. Potrivit înaltului comisar, dreptul copiilor de a fi educați în limba maternă trebuie să fie pe deplin respectat. Tors a salutat ideea participanților implicați în procesul de reglementare transnistreană de a realiza un regulament ce se referă la statutul școlilor cu grafie latină, însă a declarat că este profund îngrijorată de faptul că pozițiile părților implicate sunt prea opuse pentru ca problema să fie rezolvată rapid. În scopul evitării situației de închidere a acestor școli, Tors a îndemnat părțile implicate să ajungă rapid la un acord în conformitate cu recomandările OSCE.